Atenție, era să-l coste viața pe un bărbat din Baia Mare. Omul nu s-a asigurat atunci când a hotărât să întoarcă mașina pe linia dublă continuă. A fost lovit în plin de o altă mașină, al cărei șofer nici măcar nu a avut timp să frâneze. Autoturismul lovit a fost proiectat într-o țeavă de gaze de la o benzinărie din apropiere. Din fericire, țeava nu s-a spart, iar cei doi șoferi au scăpat.